Și absolvenții liceului Mihai Eminescu din Capitală au asistat astăzi la ultimul careu din viața lor. Copleșiți de emoții, tinerii se gândesc la examenul de bacalaureat, dar și studiile universitare care urmează. Sunt foarte emoționată și un pic nostalgică pentru că este un moment foarte important în viața mea. Va urma acum o nouă viață, un nou început. Aceasta mă spire, dar și mă fascinează în același timp și mă motivează să merg spre cer, spre... Noi înălțim. Așteptam să mă repede să termin școala, să mă duc la universitate, dar acum sunt sigur că dacă aș avea posibilitatea să aleg între universitate sau viața de maturi sau încă 12 ani de școală, aș alege încă 12 ani de școală. Cei mai bucuroși au fost elevii claselor 1, care, după un an greu de încercări, vor merge în sfârșit în vacanță. Clasa 1 pentru mine a fost foarte frumos. Mi-a plăcut și o să-mi amintesc întotdeauna de clasa 1. Și mi-a plăcut foarte tare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Matematica. Clasa 1 a fost o leacă grea, dar eu nu cred așa, fiindcă deja trec în clasa 2. Și elevii claselor a 4-a cu tristețe s-au despărțit de prima învățătoare. Doamna învățătoare o să despărțească de noi, dar noi o să mergem la dânsă în fiecare... Eu mă simt bine, fiindcă trec în altă clasă și devin mai mare și am mai multe cunoștințe. Termin clasa 4-a vacanță și după asta clasa 5-a. Ce vei face în vacanță? Eu cred că voi pleca la tabără și la Italia cu fratele meu. În această vară cred că voi pleca și eu la mare, și la tabără, la bunici. În acest an, aproape 23.000 de tineri absolvesc studiile liceale.